Considerată o alternativă la drumul spre Herculane, artera ce duce din Valea de Peș spre localitatea Runcu din Gorj ar putea fi reabilitată pe o porțiune, măcar în acest an. Sunt asigurările pe care le dau cei implicați în reabilitarea lui și deschiderea spre sudul țării s-ar putea face pe aici, drumul urmând să fie unul cu asfalt pe patru benzi. Săptămâna viitoare va veni proiectul, iar după aceea avem și autorizația scoasă de la Primăria Uricani. Urmează ca să scoatem la licitație și anul acesta vor începe efectiv lucrările. Nu avem prinși toți banii în buget, dar pentru lucrările care se vor face anul acesta vor fi bani prinși în buget. Anul trecut a dat drumul la partea de proiectare și acum iată, săptămâna trecută parcă am dat autorizația de construcție. Și iată, este în situația în care poate fi scos la licitație. Așa este, cum a zis domnul manager Costel Avram, fiind o valoare de peste 9 milioane de euro, n-are cum să se întâmple tot într-un an. Este foarte important pentru că pune în valoare și zona dintre Valea de Pești și Comuna Runcu. Și aici, mă refer, avem peștera de gheață, dar avem zona excepțională, avem pensiuni, una din pensiuni făcute pe fonduri europene acolo, avem motelul Valea de Pești și o zonă care poate să fie dezvoltată de mediul privat. Lucrările pentru construcția drumului județean 762C au o valoare de 42 de milioane de lei. Drumul trece pe lângă barajul de acumulare de la Valea de Pești spre Munții Vulcan și mai apoi spre cheile Suhodolului, acestea fiind repere de vizitat pentru turiștii pasionați de peisaje montane de excepție. Este o investiție suficient de mare, 5 km 200 ca lungime, va avea lățimea de aproximativ 6 metri în unele zone, chiar mai puțin, dar marea majoritate a drumului 5, va fi de 6 metri, două benzi pe sens cu 3 metri, cu toate lucrările necesare unui drum județean, adică rigole, podețe, acostamentele normale. Deci va fi făcut după toate regulile, în așa fel încât să se poată circula în condiții foarte bune între cele două județe. În prezent, drumul județean 672C este unul de tip forestier, amenajat pe alocuri cu piatră, dar este destul de greu de străbătut, fiind mai degrabă un traseu off-road. Până la finele anului, o parte a lucrărilor ar putea fi realizate, dacă licitația decurge fără prea mari opreliști.